Bună ziua, stimați telespectatori! Așa după cum v-am învățat în ultimul timp, noua televiziune a apărut Agro TV, vrea să vă prezinte multe din realizările noastre, care totuși mai sunt realizări și în agricultură, nu multe, dar totuși sunt, și efectul lor economic. Și mai ales să vedeți și noastră ce înseamnă să fii un om cu suflet mare, un om care iubește animalele și care investește foarte mult în acest sector, în creșterea animalelor. Suntem aici, în apropierea municipiului Dej, la o fermă care acum se populează și o să rog pe administratorul fermei să prezinte ferma. Domnule Rimuș, felicitări în primul rând că ați avut curajul să începeți această investiție pe care acum sunteți în curs de definitivare, dar sincer vă spun ce îmi place cel mai mult la noastră, pentru că ați avut curajul și ați angajat un specialist, un medic veterinar. Mai sunt ferme în jurul Dejului, să știți, și nu numai, în Transilvania, care administratorii cunosc tot și la un moment dat o can da în bară. Dar dumneavoastră aveți un mare noroc și ați avut curajul să faceți acest lucru, dar totuși ați angajat un medic veterinar. Deci nu se poate ca să știi tot și să faci tot. Poate că uneori ne dorim chestia asta, așa în inconștiența noastră. Dar chiar dacă zicem că și noi știm ceva, știi, până la o limită. Deci nu merge până nu știu ne. Și atunci sigur că am hotărât și l-am angajat pe domnul doctor Prunduș. Dacă îmi dați voie să-i luăm un interviu și la domnul doctor. Domnul doctor, pentru că dumneavoastră sunteți aici. Dacă nu are halat, poate să vorbească. Îl acceptăm și fără halat, că e cam frig afară, să știți. Domnul doctor, vă rog să vă prezentați. Mă numesc Remus Prunduș, sunt medic veterinar cu o vechime în câmpul muncii, în special în bovine, de 28 de ani. Mai tare, domn doctor. Am o vechime în creșterea bovinilor de 28 de ani, lucrând pe vremurile celelalte în ferme de CAP, cu vacile care unii le știm. Domn doctor, dați-mi câteva date despre animalele pe care le îngrijiți noastră aici. Vacile de aici sunt niște vaci foarte pretențioase. Astea sunt vaci care sunt niște vaci fabrici de lapte, care au mari pretenții la rândul lor ca să ne dea producții. Ce producție este estimată la rasa asta? Păi, la rasă producțiile sunt mari, dar asta e în funcție de cum îi dai, așa și dă. Estimările la rasă spun la 13.000, 15.000. Și ce rasă este? Holstein-Friză. Deci e Holstein-Friză. Avem și câteva Red Holstein. Avem aici o vacă de 60 de litri, de 40 de litri. Însă dacă la vacă nu îi dai, și ea răspunde cum îi dai. Deci dacă îi dai ce trebuie, și ea îți dă cât trebuie. Domnul Rimuș, nu vă supărați că vă pun o întrebare un pic mai acră. Cu ce v-ați ocupat dumneavoastră înainte de a crește bovinele? Ați mai crescut vreodată așa ceva? Da. Deci cât acasă la părinții mei, tot timpul erau, dar la noi nu erau vaci, erau bivoli. Așa era la noi în sat. Unde? Erau câte în Lozna, județul Salaj. Deci eu sunt cu vărul Sandel. Da, sunteți. Bun, domnul Rimuș, e foarte bine că v-ați apucat de lucrul ăsta și e o treabă excepțională și vă spun sincere felicitări. Dar ce vreau eu să vă întreb? Trebuia să aveți un curaj mare să faceți așa ceva. Pe lângă curajul trebuie să aveți și bani mulți, mai ales că ați accesat la măsura 1-2-1, unde ați participat cu jumate din investiția noastră. După cum decurg problemele economice și politice în România, nu facem politică la emisiunea asta, dar vă întreb, aveți curaj să mergeți mai departe? Deci eu n-am niciun fel de variantă. Deci eu trebuie să mă duc înainte. Deci nu mai înainte. N-am cum să mă duc înapoi. Investiția respectivă este la 2.818.000 de euro. Deci atâta investiția respectivă de aici. Eforturile au fost fantastice. Deci înainte de a
de a începe investiția asta, eu am mai avut niște firme care unele am făcut bani mai mulți, în altele mai puțini, în altele n-am făcut deloc, în altele am făcut foarte mulți. Dar, ce să spun, banii nu ajung niciodată și niciun, nu vorbesc de un fermier, de un om de afaceri. Eu am făcut construcții, am făcut căi ferate, am făcut poduri de căi ferate. Deci nu am făcut un perete la o casă. Deci agricultură, așa, nu. Sistem intensiv mare, industrial, până acum nu ați făcut. Acum dar faceți. Să știți că îmi place. Nu știu, probabil, dacă încep ceva, te atrage. Dacă este asta cu animalele, te atrage și mai tare. Când vii așa și te uiți printre ele, le vezi așa, ridică capul, se uită la tine, te recunoști și se apucă de mâncat în continuare. Nu au treabă, viței, stau liniștiți. Toată, deci exact cum v-am spus, singura problemă care o avem e cu furajarea, că nu avem capacitatea financiară să asigurăm la vaca asta cât trebuie. Deci astea sunt niște vaci foarte mari, o genetică extraordinar de bună, vacile le-am adus din Germania, din Belgia, din Luxemburg și din Olanda câteva. Genetica extraordinară, dar genetica, chiar dacă e de cea mai bună calitate, dacă nu e asigur ce trebuie. Acum totuși ați început și mulgeți din ele, o să vedem că ați făcut cam aici. Cam la ce, câți litri deci de lapte aveți? Cam 800 de litri pe zi, de la 50 de vaci. Și grăsimea? Grăsimea am avut de 4,8, de 4, de 4,5, de 4,7, proteine 3,2, deci am stat destul de bine cu ele. Acum că a venit frigul, vacile consumă mai mult și pentru întreținerea lor personală și atunci mai scad și grăsimile și proteinele. Și... Nu, asta e perioada, e o perioadă destul de dificilă, perioada de iarnă și mai ales acum când temperaturile scad sub minus 10 grade, deja apar anumite probleme, deci, și la metabolice prima, la animale. Fiind la prima iarnă, nu vreau să spun că ne-o prind și pe noi ca, cum, virgulă, cum ne prinde pe toți românii nepregătiți. Deci sunt unele chestii pe care nu le-am știut. Și nu se le spune nimeni. Sau dacă ți le spune așa, ți le spune întreagere de n-ai prins nimica. Acum am mai dat cu capul în câte un lucru pe care nu l-am făcut și sper. Domnule Rimos, ce pot să vă spun? Cunosc foarte bine zona asta agriculturii, toată zona agriculturii, și zootehnia, și cultura mare, culturile de horticole. Exact așa cum a zis și noastră, și ați atins un punct, o cordă foarte sensibilă la nivelul specialiștilor. Specialiști nu prea sunt. Nu. Și cei care mai sunt în agricultură, foarte greu își vând informația. Și nu că și-o vând greu, dar majoritatea s-au rupt de agricultură, s-au rupt de zootehnie. Majoritatea medicilor veterinari și-au făcut, fiecare are cabinetul particular, stă la căldură, fiecare cu problemele mai mari, mai mici. Deja încet, și să știți că nu-i bine, dar ce am observat în ultimul timp și poate ați observat și noastră, domnul Irimuș, și noastră, domn doctor, din rotițele astea mari ale agriculturii, câteva rotițe mici au început să se învârtă în angrenajul ăsta. Da. Se învârt greu. Când se învârt alea mici, viteza... Au început totuși. Nu crește. Domnul Irimuș, se învârt alea mare. Exact, dar vedeți noastră, aici, la nivelul nostru, în Transilvania, au apărut ferme mai mari de legume, 25 de hectare, ferme de bovine, au apărut ciupercării, au apărut ferme de găini de ouă, găini de carne. Deci totuși ceva se mișcă. Nu putem numai să așteptăm să vină de dincolo, să ne mulțumim frumos, stăm la căldură și cumpărăm. Că la un moment dat nu se mai avea cu ce cumpăra. Vreau să vă spun că înainte am avut o fermă de găini de ouă, găini ouătoare. Și am închis-o nu datorită medicilor veterinari, nu, datorită șefilor lor, datorită DSV-ului. Sistemului, putem să spunem și sistemul. Deci ferma era în Lozna, era singura din județ și în fiecare săptămână aveam câte un control de la DSV Zalău.
nu... Deci am construit-o înainte de a ne gândi noi să intrăm în Europa. Și când au început să apară normele europene, am constatat că am pus-o mai aproape decât trebuia de ultima casă din localitatea. A, și au fost imediat probleme. Da, și eu nu puteam să iau dita mai hala, era cât jumătatea asta. Cam așa, cât ideea și până în capăt. Să o iau, să o mut undeva. Deci am făcut-o la tata în grădină. Și azi veneau, mă amendeau, săptămâna viitoare veneau, mă amendeau. Le-am spus, domnule, dar știți că nu pot face nimic. Mă tot amendat vreo 2 ani de zile, până când m-am enervat, eram cu fratele meu împreună. V-a supărat? M-am supărat. M-am supărat și le-am... Deci când au ajuns găinile la ultimul ciclu de ouat, le-am vândut, am închis și... Bun, domnul Irimuș, locația unde a săcut această fermă este excepțională. Sunteți departe de sat, nu... Cred că nu o să fie probleme cu poluarea, aveți toate autorizațiile care au fost făcute. Bazinele alea mari care le-ați văzut dumneavoastră când ați trecut în sus, alea sunt pentru colectarea dejecțiilor. Și sunt făcute după toate normele europene, ca să, dacă discutăm de Europa, mediul poate veni oricând, sunt locuri unde verifică dacă sunt scurgeri, dacă... Deci... Dacă doriți și vreți și puteți și... Noi chiar vă rugăm să ne prezentați un pic ce aveți și pe afară. Deși da, e un pic cam fric, dar ieșim să vedem și utilajele și tot ce aveți noastră. Sunt de vârste diferite, până la 4 luni. Cele mai mari, avem acolo 5 vițelușe care vor fi viitoare juninci, care au cam 4 luni. Deci un pic e rece pentru ele, dar acum au ocazia să se acomodeze cu clima din România.
Stimați telespectatori, așa după cum ați văzut în reportajele care le-am prezentat mai înainte, vedem într-adevăr o fermă modernă de creștere a povinei de lapte și acești oameni cu suflet care se ocupă de această fermă pun tot sufletul să termine această fermă pentru a obține producții de lapte conforme pieții, ca să nu mai fie problemă să dispară odată din piață acele peturi de la micii fermieri și nu vor dispărea niciodată, dar măcar să fie mai puține și garantat, zic eu, domnul Irimuș, pentru că dumneavoastră tot procesul ăsta tehnologic de mulgere a vacilor se face automatizat, se duce în tancul de răcire, o să fie laptele conform. Ce durere aveți dumneavoastră pe suflet, așa, care v-ar, ce v-ar bucura să vă văd că și zâmbiți în fermă? Să crească prețul la lapte. Deci să crească prețul la lapte. Domnul doctor. Ce se întâmplă? Instalația de mulți e foarte bună, dar e foarte scumpă dacă mulgem numai 50 de vaci. Dacă vom ajunge să mulgem 250, să fie 50 în... Deci 250 pe zi, poate să mai apropie rentabilitatea, altfel acum consumă multă energie, consumă de toate și momentan se simte dacă prețul la lapte e așa cum e. Deci, domnul Irimuș, în primul și în primul rând, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, așa zic eu, să aveți putere de muncă, să terminați ce ați început aici, pentru că sunt convins că odată ce totul va fi definitivat, grajdul va fi populat cu animalele la care capacitatea a fost făcut, o să apară și satisfacțiile profesionale. Eu când am spus că prețul la lapte mic, o să mențin punctul de vedere, chiar dacă se vor murge 250 de vaci, cum spune domnul doctor, pentru că o sticlă de apă minerală de o jumătate de litru sau de apă plată e 2,50 lei. 2,50 lei. Și un litru de lapte e 2,30 lei. 2,30 lei în cazul meu, 2,32 lei, că am o cantitate mai mare de lapte, dar care are o cantitate mai mică are 90 de bani sau 80 de bani sau un leu. Cum a spus și doctorul, cheltuielile până când faci litrul ăla de lapte sunt foarte mari și să nu discutăm cu furajarea vacilor, numai că până vine vaca din grajd, la mulți și laptele ajunge în tanc. Aici laptele nu e contact cu aerul, nicăierea din ujer de la vacă, direct în tancul de răcire, unde în cel mai scurt timp ajunge la temperatura de 4 grade, care este temperatura optimă de conservare a laptelui. Dar consumul de energie, consumul de muncă fizică, consumul de apă, uitați-vă cum arată sala, o să vedeți, sala tot timpul arată așa, nu că ați venit dumneavoastră astăzi, deci puteți veni oricând, dimineața după mulți să curăță, așa este cum o vedeți acum, seara după mulți, la fel, așa rămâne sala. Avem tot felul de controle de la Direcția Sanitară Veterinară, de la Napolact. Deci cei la care vindem laptele vin și verifică să vadă condițiile în care mulgem. Deci nu facem aici cum vrem noi. Vin, verifică, laptele este conform. Chiar am stat cu un director de la Napolact. Ei cumpără laptele conform de la ferma IDM Agro Company și de la Nicola. Atât. În rest, n-au lapte conform nicăieri. Ce din laptele care le achiziționează în Napolactul vorbesc. Dar noi nu simțim nimica prin faptul că laptele nostru este conform față de cel care îl mulge în alte condiții. Mă rog, nu avem nimică cu nimeni. Nu, fiecare face cum poate și trăiește cum gândește sau cum poate. Dar ca să aminti de peturile de la piață, astea nu vor dispărea, pentru că lelea mare are o vacă și trebuie să trăiască din ceva și o mulge și merge să vinde laptele în piață, dar nu aia e problema care încurcă pe mari fermieri. Nu asta e problema. Problema este că dacă eu reușesc să vând laptele conform cu normele europene, cu număr de germeni, cu număr de celule somatice, tot e verificat, cu proteină de 3,2, grăsime de 4,8,
și primesc pe el același preț pe litru ca și cel care, mă rog, are alte condiții. Am înțeles. Deci, domnul Irimuș, domn doctor, eu, stimații telespectatori, ca și o concluzie a unui specialist care totuși am un pic de vechime în agricultura asta, aproape 30 de ani, vreau să trag două concluzii. În primul și în primul rând, avem oameni cu suflet care vor să facă ceva în agricultură. În al doilea rând, și este un lucru deosebit de important, și politicul, clasa politică, din diferite zone unde se fac ferme, ar trebui să fie mult mai deschiși către acești fermieri, dacă au posibilitate să-i ajute cu pășuni, să nu se mai tergiversează atâta problema pășunilor, mai ales care încă mai sunt la nivelul primăriilor, pentru că o mare problemă, și după cum o să vedem și într-o altă emisiune, este furajarea. Atunci când noastră, domnul Irimuș, veți fi ajutat de primărie, vi se va da o pășune, vi s-a concesionat pe o perioadă de... Acum sunt tot felul de probleme care încet, încet, am intrat într-un... probabil într-o altă epocă politică, probabil, care își va deschide ușa, își va deschide ochii și își va deschide urechile și către mari producători. Speram că de-aia, tocmai din cauza asta ne-am dus la vot. Vă mulțumesc mult, discutăm un pic despre toate acestea într-o altă emisiune. Sigur.